Conform comunicatului Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, în după amiaza zilei de 20 ianuarie, un echipaj al Poliției Municipiului Roman a oprit un trafic, un autoturism al unei școli de șofer, la volanul căreia se afla o femeie de 40 de ani în calitate de cursantă. Alături de aceasta se afla instructorul auto, un bărbat de 47 de ani din Roman. Polițiștii au constatat faptul că instructorul auto avea o halenă alcoolică accentuată, fapt pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind evident pozitiv. Bărbatul a fost condus la Spitalul de Urgență Roman în vederea stabilirii gradului de alcoolemie. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului, iar bărbatului a fost reținut permisul de conducere.